Salut, prieteni! O nouă zi în paradis. Vine mașina. Azi, 28 octombrie. După 7 luni de zile, ultima ieșire a fost pe 17 martie. Am zis să vin iar pe deal. Mai ales să văd toamna, frunzele galbene, și se fac un filmuleț lui Detexila, George, lui Radu și ceilalți care vă uitați pe canalul meu. Nu, hai să îi dăm bice. E 6:30. Soarele abia acum o să răsare și să vedem ce găsim. Bineînțeles, în afară de urși și de câini ciobănești. Putem găsi orice. Și pot cu avele cai morți să găsim. Da, s-au stins și luminile. Gata. Hai să dăm bătaie să vedem ce găsim. Da, băieți și fete. După o oră am ajuns aproape sus pe dia. Și au spus că o să fie senin astăzi. M-am luat după ei, vedeți, în Ungaria. E senin și la Brașov e plin de nori. Deci ăștia de dea o vreme la Brașov, nu la unguri. Iată-se. Plin de nori, nene. Și se adună și ceața. Mă bag iar prin pădurice asta, când am pe pajiște sus, nu mai e nimic. Pe aici, prin pădure, dacă găsesc ceva de la tăietorii de lemn, ce să zic, asta e. Am uitat să vă spun că a fost 0 grade azi, ceva brumă, mi-am luat și mănuși, dar mi-a înghețat vârful la deget. Asta e, băieți, continuăm. Hai să merg, că sper să nu vină ploaia de acolo, iată. Mi-au lăsat și pelerina tot, mi-au lăsat acasă. Ia uitați că a apărut ăla cu el. Ia ce de oiară. Ia uitați acolo câte oiară. O grămadă de... Ia. Da. Bun, haideți că plec. Că dacă soi sunt și câini. Să ne auzim cu bine. Salut! Să mă prezint. Sunt... Da, eu sunt. Poate unii dintre voi mă recunoașteți. De la televiziune. Mai ales cei care stați în England. Sigur mă recunoașteți. Eu sunt. Și am venit să fac o detecție pentru voi. Și mai ales pentru George de Texila din Anglia și Radu și mai sunt și mai sunt și mai sunt care se uită la filmulețe mele. Uitați aici, acesta este un jujeu, parcă așa îi spune, care venea legat la gâtul câinelui și bara asta îl lovea peste genunchi dacă vrea să fugă după căprioare și la bine, asta de pe vremea comunismului. Când oamenii respectau legile, acum niciun câine ciobănesc, nu mai vedeți cu așa ceva la gât. Asta este un cui și aceasta este o, se spune, potcoavă de bovină, de care se punea la vaci sau la boi ca să tragă lemnele din pădure. Vedeți, aceasta este pădurea. Unde m-am apucat a să caut, special pentru voi și numai pentru voi, eu și cu ursulețul meu Teddy. Ha, să vi-l arăt și pe Teddy, stați așa un pic. Uitați, acesta este ursulețul meu Teddy. Acesta este ursulețul meu, care, după cum vedeți, s-a albăstrit. Aseară a venit cu avionul. Și i s-a făcut rău de la mare înălțime. Nu suportă
înălțimile. Așa că sper până ajung înapoi în Anglia să se maronească la loc. Ce spui, Teddy? Să mai facem o mică căutare pentru prietenii noștri care se uită pe canalul nostru? Hai să mai căutăm, poate găsim ceva interesant. Că se spune că aici au locuit daci. Acei daci minune care au ajuns în America, care au ajuns în Egipt și până în China. În China mai sunt și în zilele noastre. Azi am ieșit pentru că s-a anunțat o zi frumoasă și într-adevăr acum e o zi frumoasă, dar mai ales am văzut că un detectorist a găsit o fibulă de aur și am zis să caut și eu aici în România voastră. Aici se găsește mult aur, am înțeles, daci erau plini de aur, aveau fibule, aveau brățări, aveau aur peste tot. Nu chiar peste tot, dar aproape peste tot. În unele locuri nu puteau să-și pună aur. Am zis să vă fac și eu detecție în direct ca să nu ziceți că nu v-am făcut detecție în direct. Așa că eu, mister Bing, o să vă fac o detecție. Uitați aici un copac bătrân. Asta sigur e de pe vremea dacilor, ăla altul bătrân de pe vremea dacilor, ăla altul de pe vremea dacilor. Așa că hai să începem să căutăm. Aici pe lângă copac se spune detectoriștii de la voi, de aici, din țara asta voastră, a dacilor, spun că pe lângă copac să căutăm, că pe acolo precis au stat dacii și s-au odihnit după războiul cu romanii și l-a fi căzut din buzunare după ceva. Deci un semnal. Azi cam aici lopat al mâine. Ca la casa de nebuni. Am lăsat lopat acolo. Să pot să vă filme. Nimic. E băieți și spun multe, da? Nimica. Ia să vedem pe aici. Nimic. Pe aici nimic. Nici pe aici nimic. Ia să vedem. Oh, look. Mă răstornat. Aici era o casă. O frumoasă ulcică de pe vremea dacilor. Cu asta dacii. Cu asta dacii mergeau la Olt și luau apă. Își duceau în colibele lor, de fapt nu colibe, mă, că aveau palate daci. Își duceau în palatul lor apa. Da. Ia să vedem. Deci nimic. Cam sărăcie pe aici, mă. Daci ăștia n-aveau, în afară de opinți, n-aveau nimica. Aveau nădragi. Să umblam în fundul de asta. Băi, vezi? Și fete, eu, mister, am găsit un semnal. Ia să vedem că am slăbut. Ce-o fi? Ce poate să fie? Ia să-l auzi și voi. Stați să vă pun căștile. Căștelul Mr. Bean. Așa. Ca să auzi și voi. Uite așa. Ia să vedem.
Deci, vârful la bobină nu face. Început să facă. Spatele la bobină nu mai face. Deci aici avem semnal. Avem semnal. Cam aici ar trebui să fie, băieți și fete, vă spune Mr. Dean. Deci acolo. Ia să-mi iau lopata, că mi-am lăsat lopata. E frumos aici, în țara voastră, dar și vă, liber. Ăștia pe internet scriu numai prostii, că erau celți liberi, nu daci liberi. Dar, în fine. Aici, pământ roșu, galben, nu roșu. Nu prea cunosc culorile așa. La limba mea spune red, roșu. Asta, la limba mea, yellow. Da, pământ galben, uitați acolo. E da, care nu știți, trebuie să vă spun că mai încercați să făceați săpatiare. Azi că nu vedeți, vedeți că și de la mine, mister. Așa. Aici e lopata. E. Acum e acțiunea. Uitați, yellow pământ. Nu este nimic. Da, avem și un morcov. Aici este ceva. Aici este. Avem și lopatica. Lopatica. Iscat care nu distruge obiectele. Ia să vezi. Pământul galben, yellow. Asta bun pentru făcut bidoane de carat apa la palat. Am știut dacu de ce. Și așa, ia, yellow. Opa, mai vedeți ce eu vedeam? Ia uitați, băieți și fete, boys and girls, ia, să vedem ce e ăsta. Ăsta e ceva interesantul. Oh, Ted.